Salutare, dragilor, și bine ați revenit la un nou clipuleț de-al meu. Am să postez clipulețul ăsta atât pe Instagram cât și pe YouTube, pentru că îmi doresc să împărtășesc vestea asta atât de frumoasă cu voi. Am primit un pachetel surpriză de la niște oameni minunați, de la o salină din Londra, de aici din Anglia. M-au contactat spunându-mi că vor să-mi trimită niște produse, însă nu-mi cer nimic în schimb efectiv. Deci nu mi-au scris, vezi, fă-i review la ceva, vezi, arată ceva, vezi, absolut nimic. Sunt oameni minunați. Mi-au trimis pur și simplu să le testez produse făcute handmade la noi în România, din Transilvania, de acolo, e 11:11 la ceas, ok? Și am acceptat cu mare drag pentru că mi s-a părut ceva incredibil. Am să vă las jos, în descrierea clipulețului, atât contul de Instagram sau pagina de Facebook pe care o au, pentru că au și pagina de Facebook și site-ul lor, de unde puteți cumpăra produse din ce mi-au trimis și ei mie aici, sau să faceți programare, să mergeți la salină, sunt camere atât pentru adulți cât și pentru copii, mergeți acolo o oră sau 50 de minute sau depinde, vorbiți cu ei și stați acolo, inhalați aerul respectiv din salină pentru că face bine căilor respiratorii, de la nas, sinusuri până la gât, plămâni, bronhi și așa mai departe. Și mi s-a părut incredibil, mi s-au părut niște oameni minunați și abia aștept să am oportunitatea să ajung în Londra la ei, la salină, pentru că și eu și Laura și copiii și toată familia noastră ne dorim să ajungem acolo, pentru că mi se pare incredibil. O să găsiți la ei pe pagină multe videouri, poze, informații și de la oameni care au fost și de la camerele lor, produsele lor, cum le arată, cum le folosiți și așa mai departe, și mi s-a părut pur și simplu incredibil și am zis să deschid pachetelul împreună cu voi, să vedem împreună ce se află aici. Am făcut așa un sneak peek înainte, am aruncat un ochi să văd cam ce e Dominic aici lângă mine. Am găsit, cum am deschis cutiuța, o scrisorică foarte, foarte frumoasă de la ei și v-am arătat-o la început. Cam așa arată, le mulțumesc din toată inima mea, deci sunt extrem de recunoscătoare pentru pachetelul ăsta de aici și pentru ei în sine, că m-au contactat, mă urmăresc pe Instagram, că sunt oameni minunați și că fac lucruri din astea bune. Pe site-ul lor am înțeles că livrează numai în Anglia și în Irlanda. Deci în România nu prea avem nevoie, pentru că noi acolo în sine avem salină și produse multe cu sare, însă pentru asta mi se pare incredibil, pentru Anglia și pentru Irlanda. Dacă vreți să comandați, vă invit pe site-ul lor, o să vă las în descriere, am zis site-ul lor. Mergeți, puneți în coș, plătiți ca pe orice site normal și ei livrează acasă la voi produsele cu sare pe care le alegeți. Sunt minunate. Am găsit aici, cum am deschis cutiuța, punguța asta de aici care zice că e o pernuță cu sare. Miroase incredibil, cum am deschis cutia. Mirosea foarte frumos și nu știam de unde și am văzut-o pe margine și am zis, bun, asta trebuie să fie, este cu lavandă. Este pentru eliberare de stres, pentru relaxare. Se numește Salt Cave Halotherapy Pillow. Este o pernuță cu lavandă care se bagă în cuptor, pur și simplu, nu la microunde, deci nu se pune la microunde. Se bagă în cuptor pur și simplu, se încălzește și se pune pe zonele dureroase, indiferent că te doare capul, indiferent că te doare măseaua sau indiferent că te doare burtica sau eu știu. Uite așa, de la Salt Cave. Ei sunt. Aveți numărul lor de telefon, pagina și miroase incredibil. Deci nu vreți să știți cum miroase. Miroase oarecum și a scorțișoară. Do not microwave, scrie clar. Eu obișnuiam înainte, nu știu voi, însă pe mine când mă durea urechea sau măseaua sau ceva, mama încălzea sare de mare din aia mare, o încălzea într-o crăticioară ceva, după aia o punea într-o șosetă din aia mai lungă, groasă, și o lega la capăt să pun pe zona dureroasă și mă ajuta. Wow, ai văzut, mami? Ce mă ajuta foarte mult pentru durere, durerea de urechi în special, puneam sare caldă pe urechi. Așa că asta puteți să o încălziți 30 de minute la cuptor, cuptorul pur și simplu la aragazului, sau să o băgați la congelator 30 de minute dacă vreți sare rece și puneți pe zona dureroasă pentru că e terapeutică. Și miroase incredibil asta de lavandă. Ah, miroase frumos, Dominic? Salt Cave Medicinal Herbs. Da, este Halotherapy Pillow, da, e super, super interesantă și găsiți mult mai multe informații la ei pe site decât pot eu să vă ofer acum, dar asta e primul produs primit, pernuța cu lavandă și eu iubesc lavanda. Vreau să frumos? Pune la mami în punguță, să o băgăm la loc în punguță. O pui? E squishy. Pernuța? Hai, thank you. Wow, mulțumesc, Dominic. E squishy, mama, da? Am mai găsit aici, cum am deschis cutia, un bec. Și m-am gândit că este de la lampă cu sare, ceva pe care eu și Laura am vrut să cumpărăm de foarte mult timp în cameră, însă n-am știut de care să alegem și de unde să luăm, de încredere să fie. Cred că e undeva la bază, pentru că cutia asta e imens de grea, deci foarte, foarte grea. Următorul produs, fragil, scrie pe toate, o să-l desfac cu forfecuța, să vedem ce se află și aici. Avem aici o sare cu, cum îi zice, sprut, cu brad. Uite că sunt frunzelițele de brad.
Deci e sare cu brăduț, cu spruce, care am înțeles că poți să o pui în apă fierbinte și să o inhalezi. Probabil că scrie mai mult, uite, scrie aici, să pui 4 lingurițe de sare într-un litru de apă fierbinte și să inhalezi zeaburul de acolo. Pentru 4-5 minute. Super, super fain. Toate produsele cu sare la general, eu știu că sunt foarte bune pentru căile respiratorii, plus alte dureri din corp. Să pui pe exterior așa să încălzești. 100% vegan, organică și homemade. Din Transilvania. Scrie aici 100% pure crystal sare din Transilvania. Mi se pare fain pentru că e din România noastră. E din România noastră, e de la românii mei și abia aștept să le testez, de sincer. Haideți să vedem ce este următorul produs. Da, mama. Următorul produs l-am și deschis să miros pentru că are așa un pic de un fel de transpirație deasupra. Blue Clay Mask. Asta este o mască cu nămol. Cu nămol albastru, tot de la noi din România. Zice că curăță acnea, reduce porii, rozacea, liniile fine și curăță în profunzime. Deep Cleanser. Este organică, vegană și handmade. Homemade, handmade. Îmi place foarte, foarte mult. Așa arată. Și mi se pare foarte faină. Se aplică cu mâna sau cu pensula aia de machiaj, strat subțire deasupra pielii și după aia se clătește cu apă călduță. Mi se pare foarte faină și eu foloseam ceva de genul de la Avon, cred că aveam de mult. Și mi se părea foarte fain că mi-a lăsat pielea moale și curățată după aia și abia aștept să testez și pe asta. Hello! Hello! Ia să vedem ce avem aici. Aici avem sare de baie, wow! Cu ilang ilang, vai cât de fain, abia aștept să miros. Salt bath for aromatherapy cu organic essential oils. Super fain, da mama, se pune în... Nu e gheață, e sare și se pune în apă. Când faci băiță, se pune în apă la băiță și miroase foarte frumos și relaxează mușchii. Dacă te dor muscle sau mușchi, relaxează mușchii. Și eu chiar aveam nevoie în momentul ăsta, pentru că ieri am făcut un pic de febră musculară de la sport. Și abia aștept să o testez, nu știu că pot să o miros acum, dar... Vai cât de frumos miroase pe exterior, ilang ilang, doamne. Un kilogram are. 2,2 lb. Super, super fain. Uite ce oameni minunați. Să adaugi cam 200 de ml o mână, așa, în băiță caldă și să te bucuri pentru 20-30 de minute. Sunt excelente sărurile de baie pentru un somn bun, pentru eliberarea stresului, pentru relaxare și pentru frumusețe. Cum miroase? Ilang ilang? Wow, vezi ce frumos miroase, vai. Mulțumesc din suflet, oameni minunați cu suflet minunat, da mama. E stică. E sare, mama. E sare, să punem așa în băiță când facem baie, să miroasă. Să miroase frumos, cum te-a învățat mami. Deep breathing. Asta este, cred. Deci cred că sigur e de la lampa cu sare. Am văzut-o pe site. Asta se bagă în priză de aici, cred. Beculețul l-am arătat. E aici beculețul. Și acum să vedem ce e cel mai greu produs din cutie. E pământ de greu. Deci, oh my god. E foarte, foarte grea. Doamne. E sare. Deci nu cred. Uitați-vă un pic, am să dau zoom să vedeți. E sare, sare. Iar aici e inserat practic rotundul ăsta de lemn ca să poți să pui pe dulap sau undeva. E foarte, foarte grea. Deci uitați-vă un pic, doamne, fac mușchi. E bucata de sare luată. Wow. Și se bagă acolo și după aia luminează în priză. O să vă arăt un clipuleț să inserăm când o montăm cu totul, dar arată incredibil. Stați că am mai găsit ceva. Ok. Alta cu lavandă. Sunt două cu lavandă. Deci asta e așa și am aruncat ambalajul și mai încă una. Două pernuțe cu lavandă. Wow, vă mulțumesc din suflet. Deci nu cred, sunt incredibil, da mama? E gheață. Nu e mama gheață, e sare. Sare, sare și miroase a sare. Să o băgăm în priză și să mirosim aerul de la ea pentru că ne desfundă nasul. Ai nasucul înfundat și mami l-are înfundat că vorbește pe nas și să desfundăm nasucul. Nu am cuvinte să vă mulțumesc pentru cadoul ăsta minunat pe care mi l-ați făcut și eu și noi cu toții de aici. Îți place, mami? Suntem extrem de recunoscători și abia așteptăm să ajungem la voi, la Salina, pentru că mi s-a părut super, super fain. Și o să las, după cum am zis, site-ul lor pentru voi cei care mă urmăriți. Să intrați pe site-ul lor pentru că mie mi s-a părut wow. Eu nici nu știam de ei pe Instagram
Și apreciez că m-au contactat și că mi-au spus că au pagina asta de Instagram și Salina și tot, pentru că n-am știut și sunt extrem de recunoscătoare pentru că mi se pare ceva wow. Abia aștept să folosesc produsele de ei și cu siguranță am să revin cu update-uri pe Instagram pentru că mi se pare incredibile. Pentru mine e un cadou minunat ăsta și abia aștept să le folosesc. Vă pupăm! Pa, pa! Și acum o să vă las cu clipulețul cu lămpița montată, o să o montăm imediat acolo pe dulap și să vedem cum funcționează, pentru că suntem tare curioși.